distanță. Da, l-am văzut de multe ori pe Joel Embiid marcând de acolo. Oh, și avem și o primă fază spectaculoasă, un rider a stat bine și a fautat. Ce dribbling a încercat acolo Steph Curry, fentă. Un duel extrem de interesat între cei doi coechipieri de la Golden State Warriors. Steph Curry mai îndeasă încă una din spatele semicercului, este 9-1, Klay Thompson e în cold streak acolo. Curry își caută poziția, pătrunde cele din urmă, fentă, ce pasă frumoasă pentru Joel Embiid, care finalizează cu panoul. Din nou aruncarea lui Klay Thompson, care nu intră, recuperează acolo Davis și din nou Thompson acum are și el undă verde acolo. Steph Curry, acea aruncare, din nou o încercare de dribbling spectaculos a lui X-Monster cu Steph Curry. A marcat două coșuri din spatele semicercului, îl încearcă acum și pe al treilea și intră mingea, 11-8. Marux Alex 88 se apropie la 3 puncte de adversarul său după 3 coșuri consecutive marcate cu Klay Thompson. Forțează din nou și ce tip dunk! Giannis Antetokounmpo vine acolo cu mătura și fărașul și adună după Steph Curry. Acum Klay Thompson pe verde traversează legal și îi pune mingea în coș. Și X-Monster, wow, ce dribbling! N-a avut prezența de spirit să finalizeze această pasă acolo. X-Monster acum din nou cu Steph Curry, să vedem, a început dansul și este slam dunk, superbă pasă acolo a lui Steph Curry. Am văzut de toate, am văzut aleiupuri, am văzut coșuri de la mare distanță, am văzut dribbling-uri spectaculoase. Este fără îndoială cel mai tare meci, cel mai spectaculos meci. Giannis Antetokounmpo decolează zborul cu numărul 34. Klay Thompson răspunde 18-15. Marius Alex 88 nu vrea să cedeze, reușește să fure această minge și se apropie la o singură posesie, 18-16. Da, ambii jucători acum trebuie să fie foarte atenți. O nouă aruncare a lui Steph, Embiid este cu recuperare acolo, din nou Embiid apărat de Rudy Gobert. Ai văzut? Asta e fix tactică de 3-3. Scoți mingea și imediat o bagi înapoi în 3 secunde. E tactică din 3-3 real, 19-16 după acest dunk al lui Joel Embiid. Klay Thompson își caută poziție de aruncare, îl ajută acolo Anthony Davis cu un blocaj. Davis îi fură mingea Steph Curry, are șansa de a închide meciul cu această aruncare și o face. X-Monster închide partida cu Giannis Antetokounmpo din spatele semicercului. Suntem, cum să zic, electrizați un pic așa. Da, un prim meci care ne-a băgat în priză, exact. Nu ne așteptam să înceapă așa puternic.